este una dintre cele mai mari biblioteci universitare din Europa de Est. Vorbim despre Biblioteca Științifică a Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți, fondată acum aproape 75 de ani. Este considerată o bijuterie arhitecturală și cel mai important spațiu de informare din nordul țării. Cu fiecare carte lecturată, cu fiecare limbă străină învățată, fiind ghidați de competenții bibliotecari, descoperim lumea. Practic, frecventăm biblioteca zilnic, pentru că, după cum cunoaștem, biblioteca înregistrează o gamă largă de texte, opere, nu doar beletristice, ci și cele științifice. Очень много книг, материалов и всего необходимого для того, чтобы учиться, только тут и могу найти. Вот, поэтому в последнее время очень часто хожу, очень часто пользуюсь именно книгами, которые связаны с изучением иностранных языков. И некоторые из книг, ну даже в интернете никак не получается найти. Îmi place aici pentru că este liniște și pot să-mi fac de obicei temele pentru acasă. Nu sunt distrasă de alte lucruri. Frecventez practic toate sălile, lecturez cărțile pe care nu le pot găsi în format electronic. Biblioteca dispune de săl de lectură, săl de împrumut, săl de conferințe și de referințe, toate la dispoziția cititorului. Utilizatorii au posibilitatea de a se informa, de a cerceta și de a studia în toate domeniile ale cunoașterii. Biblioteca dispune de 6 săli de lectură specializate pe domenii, care sunt înzestrate și cu calculatoare. Deci în așa fel este asigurată posibilitatea de a lucra și în grup și individual, deci cu literatura, cu publicațiile de diferit format, și tradițional și electronic. Colecțiile bibliotecii numără peste 1 milion de documente, cărți, reviste în aproape 60 de limbi. Domeniile principale sunt filologie, economie, management, drept, inginerie, electronică, informatică, psihologie și arte. Conținutul colecțiilor noastre este foarte variat, în 57 de limbi ale lumii, peste 1 milion de exemplare, în peste 300 de mii de titluri. Undeva 75-76% din toate titlurile pe care le deține deja sunt reflectate în catalogul electronic, ce este un avantaj foarte mare. În spațiile bibliotecii, utilizatorii pot studia limbi străine cu mijloace multimedia, pot audia în grup și individual la căști. Aici au posibilitatea de a accesa CD și DVD cu conținuturi științifice, didactice și biletristică. O altă mândria bibliotecii este colecția Carte Rară, formată din peste 7600 de volume. Cea mai veche carte deținută de Biblioteca Științifică a USARB este o Evanghelie editată la Iași în anul 1761. Această carte cuprinde cele 4 mari Evanghelii de la Luca, Ioan, Matei și Marco. O altă carte din secolul al XVIII-lea este Cazania. Este o carte voluminoasă care însumă peste 2000 de pagini, cu copertă din carton, îmbrăcată în piele. Biblioteca găzduiește cele mai importante centre informaționale, printre care Centrul de Informare și Documentare al ONU, împreună cu Centrul de Informare al Uniunii Europene. O colecție deosebită, o colecție specializată în toate domeniile de drept ale omului, internațional, economic, spațiu care ar putea citi fiecare o carte, deschizând ușa acestei universități și intrând în aceste centre ale bibliotecii științifice, totdeauna asta este o chemare. Citește, studiază, cercetează, pentru că din momentul ăsta tu ești profesionist. Dar trebuie să acaparezi mai multe cunoștințe. Cei dornici să afle mai multe despre istoria, cultura și actualitatea românească o pot face în cadrul Centrului de Informare a României. Spațiul este renovat, dotat cu tehnica necesară. La dispoziția utilizatorilor sunt puse calculatoare de ultimă generație, tablă interactivă, proiector și o valoroasă colecție de carte. Biblioteca Științifică USARB este deschisă pentru studenți, cadre didactice, cercetători și alte categorii de utilizatori din nordul țării.